Bine v-am găsit! Astăzi vremea se va ameliora ca aspect, iar valorile termice se vor situa în marea lor majoritate în jurul celor normale la această dată. Printre nori vom zări din când în când și soarele, iar condiții pentru averse și descărcări electrice vor mai fi doar local, în special în zonele montane și submontane. Din loc în loc se vor mai înregistra cantități de apă însemnate și va cădea grindină, iar vântul va avea unele intensificări în delta Dunării și de scurtă durată în timpul ploilor, iar în rest va sufla slab și moderat. Temperaturile maxime se vor încadra între 20 și 29 de grade. La munte, norii vor fi mai persistenți după amiaza și seara, când local vor fi descărcări electrice, averse și intensificări de scurtă durată ale vântului, iar din loc în loc va cădea grindină și se vor strânge cantități mai însemnate de apă. Temperaturile maxime în creștere vor ajunge până la 19 grade în Poiana Brașov și la Predeal. La mare se anunță ploi de scurtă durată, descărcări electrice și intensificări temporare ale vântului în prima parte a zilei. După, cerul va deveni variabil, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperaturile maxime se vor situa în jurul valorii de 24 de grade, iar apa mării va avea 15-16 grade. În capitală, cerul va avea norări temporare și doar în intervale scurte de timp vor mai cădea câțiva strop de ploaie. Vântul va sufla slab și moderat, iar temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 27 de grade. Acestea au fost informațiile despre vreme. Sunt Florina Constantinescu și vă mulțumesc pentru atenție. O zi cât mai frumoasă să aveți!